De atâția ani domnul ieșit zăgeai, i-a ajuns grănicerește a satului Sfințeana, a comunitatei grănicerească, satul Sfințeana. Nu mă un pic, tete, că mă duc să aduc cefeurile. Să poată fura, tete. Nici aici. Aici au trebuit de la centură, tot jos, tot jos. Lemnul. Domnul, și încă se pune. Ce e aici, tetenuc? Aici, că acum e România, o fată, o bătrână. O babă bătrână de 60 de ani, o rumineie și zici că e 20 de ani. Sau de 18? Da, sau de 18. Ce trebuia făcut? Trebuia de la centură tăt jos și pus lemn nou aici. Adică grinz? Da. Grinz, corni, tăt nou trebuia aici. Că avem uns grănicerești care intră atâția bani, în tăt anul de acolo. Unde intră banii? La Consiliu. Și Consiliu sunt 7 sate la Consiliul nostru. Banii trebuie să intre la satul Sfințeana să facă aici lucrările pentru satul Sfințeana. Cum s-au lucrat în Mărișel un an de zile, la cămin și în bâr, la tot un an de zile, la noi, în săptămâna Crăciunului se lucră la căminul nostru. Ce credeți? Își bat joc de noi? Da. Nu-i bine lucrul ăsta. Nu-i bine ce s-au lucrat acum, în săptămâna Crăciunului, se lucră la cămin. La satul Sfințeana aici. Bine, săptămâna Crăciunului, dar cum lucră? E fric și îngeți. Ce a stupat ce? O astupat niște grinzi vechi și corni ce au fost de putrezi de atâția ani, mâncați de cari și așa cum e. Oare când s-a făcut căminul? Vă spun, în 68 sau 69 s-a făcut căminul. Deci înainte de inundație. Da, 1968 sau 69. Așa, și am participat toți, da, sătenii. Da. Cine l-a făcut? Satul, da, sau primăria? Da, păi nu mai știu de atâția ani, nu mai știu. Ai fost aici cu o fată? Eram fișor și am podit în săptămâna Crăciunului. Am podit în săptămâna Crăciunului să avem un ejuca. Am podit înăuntru. Nu. No. Atunci s-a făcut din nou. No. Și acum grinzele vechi, domnule, și corni, alea trebuia jos, domnule, și pus nou tăt, adusă lemne, domnule, că sunt acolo, avem munți grănicerești cu păduri. Da, da. Astea sunt nouă scândurile de sub ceaure. Dar ce i-a stupat, e vechi, domnule. Ce i-a stupat acolo, e vechi. Chetenu. Zâmă un pic. Da, păi nu mi-e zic că și oamenii ăștia aici, tineri, știu și să zic. Și ar trebui să se implice, nu? Dar da, voi, bătrâni, ar trebui să-l informați pe ăștia tineri, da, să le spuneți. Da, păi spune. Ia mă, avem aia, de ce nu faceți așa, ori așa? Ăștia tineri se duc unul la oi, unul la vaci, care cum pot și nu. Și de suferit suferim toți, da, nu? Sau de cum? Suferit suferim toți. Suferinteți. Dani, tu ce părere ai? Socru tot ți-a spus care-i treaba cu pădurile noastre și cu munții. Nu mi-a spus nimica. Cum nu ți-a spus? Nu mi-a spus. Ce? Că el mere tot anul să vadă pădurile. O mere și le vede și vine la pădure. Și? Nu-l țin pe de acolo nimeni. Nici nu-l ține. Nici nu-l ține acolo. Nu, dar tu acum, ca bărbat tânăr în floarea vârstă, ce părere ai de ce se întâmplă aici cu satul ăsta? Anul ăsta, cum vara asta, de 3 ori ne-au bajocorit. Odată cu canalizarea, că a făcut-o de mântuială. Da, păi ce, nu, doi, nu, cu păr... De ce? Dar spune-mă, pică, nu știu. Păi care-i treaba cum? Cu... Da, păi nu știi. Păi, păi da, nu știu, spune-mă. Făcut sesizare la inspecția în construcții. Nu respectă stasurile. Nu respectă... Dar ce... din câte am înțeles, eu zic că le-a dat aprobare că e gata. E semnat, da, stai un pic. E semnat... Da. Pe hârtie tăte mărg, știi? Nu, stai numai un pic. Hârtile semnate. Hârtiile semnate, banii-ți luați. Bani contează. Zâmi tu ca tânăr, ca
tânăr, viitor a satului. Ce ai de făcut aici? Ce ai de făcut în satul ăsta? Ce ai de făcut? Da. Prima dată trebuie unit. Să se unească oamenii de aici ca să povestească. Bătrâni cu tineri și așa. Puteți la o altă să puie să vadă ce ai de făcut. Pentru că s-au încălicat tătie, s-au încălșit. Scâlșite, că nimic nu s-a alege nici ce fac. Uite, au făcut nimic. Nimic nu s-a alege. Păi nu s-au ales? Nimic nu s-a făcut. Troșile de pe huși de bevezi, mcior mordili vezi, banii luați. Suvența de pe atât ai, de pe la munte s-au mâncat, pe și de ani. Chiai de pași, spune-ne și nouă un pic, cum e cu munții? Ce să spui cu munții? Taie pădurile, duc ca în Texas și tu nu faci nimic la sat. Și pășunile? Pășune, iau suvență de atât ai și nu-ți curățesc de veni munții. Am o curățit că... în două ani și acolo. Nici folosiți. Nici nu merg acolo. Am înțeles că iau banii cu sacul de la apia. Păi și da. Cu sacul, dar nu face pentru sa nimeni nimic. Dar banii iau și de curăță, nu curăță. Eu în tot anul mă duc la munte și necurățită munții, necurățită. Oile nu sacul, dar suvență eu. Legea spune că oile să meargă la munte și vașile, dacă e suvență, să meargă acolo. Nu mere nimeni nimic, dar banii eu. Da. Banii eu, nu chemi. Dumneata ce zici că trebuie făcut aici? Jinerile dumitale au zis că toată lumea trebuie să se unească. Tăți trebuie să ieși la o la altă, să faci ceva, dar tăți să retrag, numai nu se duce nici ur, că tăți sunt astupați. Tăți să înțeleg că sunt unși? Tăți sunt unși la rotă, tăți. Nu o ceată. Pe deași de cumiere, nu? Nu, nu-și ceată, îți dai uite. Hai că vine și otea. Nu-i otea. Ele, nu mă că au zis că vine. Ionuț, tu ce zici? Ești în șlap, vine vara. Te-o schimbat să fie lumea foarte unită. De la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. De ce? Pe care ar fi scopul? Cum vezi tu scopul? Trebuie să le poliție să fie satul unit, indiferent de ce culoare politică fac parte. Să folosească banii la sat, băi, banii să se dezvolte, banii ce să ia subvenții și astea să se facă la sat. În interesul să se facă drumuri. Chiede, Simeon, ce trebuie făcut cu pădurile noastre? Cu pădurile noastre să le scoată pentru satul nostru. Cine să le scoată? Că trebuie să le scoată noi, că să noi. Bătrânii noștri, pentru noi au luptat 12 ani, au stat în armată ca să fie munța noastră, nu a satului, să-i facă satul cum vrea satul cu ei. Ai avut dumneata strămoșul? Comuna face cum vrea cu banii, moșul a fost. A satului, da.